Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Farming Simulator 19 pe semi-roleplay, să ne mai zicem roleplay, pentru că nu prea pare a fi un roleplay. Suntem la, aici la, cum se cheamă, comerciantul de animale și vrem să cumpărăm acum niște căluți. Am cumpărat în episodul trecut, Hergelie, acum ar veni să zicem așa, Hergelie. Bun, hai să vedem. Am înțeles că încap undeva la 16 cai în acea Hergelie, așa că dacă vom încăpea 16, noi vom lua câte 2 de fiecare, că văd că avem 8. 8 feluri de cai. Și atunci luăm câte 2 de fiecare. 2 albi. Și se pare că încap doar 3. Deci să fiu atent data viitoare când vin, să iau 1 brun cu alb și 2 bej, să nu uităm. Ok. Da, parcă ce nervoși stau ei acolo sus. Ok, și hai să dăm drumul, stai să vedem unde-i, cum o luăm de aici. Trebuie să ajungem la prima intersecție, facem dreapta, după care prima la stânga, iarăși dreapta și iarăși stânga. Ok, hai să dăm drumul să mergem cu mașinuța asta care abia mergem. Și să transportăm niște căluți la noi, la fermă, acolo, să... Asta ce face? Mergem aici ca noi, nu? Ok, atunci îi dăm un stânga, așa, ia frumos. Îl depășim, că doar ce să facem? Nu o să stăm după el, că dacă stăm după ei... Da, eu ce am mai făcut? Am terminat de recoltat ovăzul. Și... Am început acum a strânge paiele. Stai să pun și GPS-ul ăsta aici să-l văd mai bine, așa. Acum urmează imediat să facem stânga după terenul pe care îl avem noi aici pe partea stângă. Păi și mă gândeam că la mine au tot... de pe aici, de prin sat, aveau oameni nevoie de câte un om care să le recolteze, cum se cheamă, sfecla de zahăr sau cartofi. Și tot am stat și am zis că, bă, dar nu stau eu să pierd timp așa și nu știu ce și nu știu cum și nu mă duc eu să lucrez pe la alții și nu știu ce. Dar asta bine și m-am gândit, am zis că, mă, ce-ar fi să mă duc într-o zi să... Mi-au mai cerut și boabe de soia și una și alta. Nu am eu combina, au zis că îmi dau ei combina numai să mă duc să le recoltez și îmi dau tot utilajele, tot ce am nevoie pentru a recolta sfecla de zahăr sau orice. Agrostar is sleeping. Ok, why is sleeping? Se pare că e ceva în neregulă cu el. Ok, mă voi duce imediat să văd eu ce și cum are. Am zis că hai să venim prima... Wow, nu intra, nu știu. Da, după cum v-am zis, mașinuța asta cam, face cam urât la transport, așa, la drum. Ia să vedem noi cum trebuie noi să... Unde trebuie noi să descărcăm? Mi se pare că pe partea asta din dreapta de aici undeva trebuie să intrăm noi. Exact, aici a fost. Și să-i mutăm pe ăștia trei în fermă. Ok, și am adus trei căluți la fermă. Da? Ce, mă? Ați văzut că avem și lumină. Avem și lumină. Avem, avem. Cum să nu avem? Doar că trebuie să fii foarte atent ca să o poți aprinde. Așa. Hai să mai aducem niște căluți la noi aici. Sper că nu vă plictisiți, că vom face câteva drumuri. Pentru 16 căluți vom avea nevoie de vreo 5 drumuri și ceva. Ok, un camion aici am adus cu vreo 20 de tone, l-am adus aici cu ovăz. Îl avem aici în garaj, camionul. Nu l-am dus la fermă, l-am adus aici. Am zis că, mă, hai că dacă tot aducem căluți, să nu duc la fermă, să descarc în fermă, după care să duc în coace, să descarc aici iarăși.
De la unde l-am, de la terenul de pe de grâu de unde am recoltat, imediat am am sărit până aici, că nu era departe de acolo. Am venit pe lângă terenul de iarbă, e dreapta, stânga și am ajuns aici. De ce să mă duc până la fermă, după care să vin de la fermă cu el încoace? Și m-am oprit aici, am zis că mă, hai să, să avem noi niște... Hai, am luat-o bine, da? Da. Așa. Să avem tot aici, acum ne mai trebuie niște paie, niște fân, va trebui să aducem. Acum dacă paiele se strâng, dar nu știu de ce agrostarul ăla s-a blocat acolo. Va trebui să mă duc să văd de ce s-a blocat și ce s-a întâmplat. Am pățit-o ca, uit, nu, nu, a prins viteză prea mare la vale și s-a mai dus în șanț, în... undeva acolo în șanț. Dar mă voi duce eu imediat să văd ce și cum s-a întâmplat. Hai să mă ducem încă 3 căluți. Sau hai să-i cumpărăm, după care mă duc să văd ce s-a întâmplat la vale cu tractorul. Ok, și am pus acolo, am pus un tractoraj să ne pună niște tabac pe terenuri. Bine, pe primul teren, pe cel micuț pe care deja am recoltat, am strâns și paiele, l-am și fertilizat 50%. Și am zis că mă, hai să cumpăr, să punem niște tabac, pentru că tractorul pe care l-am cumpărat acum câteva episoade, pe care de atât de entuziasmat eram să-l cumpăr, că era ieftin și cai mult putere și câte, ne-a creat niște probleme, nu-l putem folosi la unele utilaje. Ok, hai să vedem de ce am zis că mai cumpărăm unul brun cu alb și doi bej. Așa. Și m-am gândit să-l vindem și să cumpărăm unul mai unul care sunt sigur că funcționează un picuț mai, adică un picuț. Are și cai mai mulți. Cred că, nu mai știu, câți cai avea ăsta? N-avea 300, nu? Mi se pare că cel pe care vreau să-l cumpăr are vreo 350, el avea vreo 285, ceva de genul. Ăsta pe care l-avem acum, Keizu. Iar acum mi se pare că luăm un John Deere, vreau să iau, și ne costă dublu la preț. Dar asta e, măcar are niște cauciucuri mai... vom putea pune niște cauciucuri pe el, m-am uitat în revista de la magazin. Și cei de la magazin au spun că pot să cumpăr cauciucuri late cu... asta, cum se cheamă? Cu... niște cauciucuri late cu... mă, că îmi pică de pe limbă, mă. Cu greutăți, mă. Greutăți pe roți. Să avem greutăți pe roți. Să... e un pic mai stabil tractorul dacă facem chestia asta. Totuși, eu mai la început ziceam că vreau să cumpăr terenul 8. Am stat, m-am uitat un picuț, am zis, mă, acum am luat terenul ăsta care are iarba aici lângă noi. Noi dacă cumpărăm terenul 8, e el terenul foarte mare, doar că avem foarte multe lemne de vânzare, de vândut prima dată. Va trebui să facem, să închiriez un utilaj pentru tăiat pădurea. Și pe lângă utilaj să mai iau și un utilaj care să scoată rădăcinile din pământ. Și, na, e un pic mult de lucru. L-am încărcat, l-a dus, l-a transportat, l-a vândut. Va trebui să iau poate și o remorcă mai mare. Nu știu ce să fac și cum așa. Pentru că noi, da, în momentul de față avem... ah, iar am intrat în ăsta. În momentul de față avem 240.000 de euro. Noi dacă vom face niște tabac și mai facem 100 și ceva de mii de euro pe tabac, plus că acum va trebui să vindem siliciu pe care, dacă luăm iarăși 350 cum am luat data trecută, vom ajunge la... ia că ceilalți îi voi aduce eu offline imediat. Hai să o luăm un picus la goană pe jos, pe aici. Hai așa pe marginea drumului. Și sper să nu fi sărit în șanț iarăși partea cealaltă acolo în pârâu. Nu i-au ținut frânele, mai ales că e tractorașul ăsta micuț, l-am pus, ăla Ursus cel micuț. L-am pus ca să strângă paiele. Ba nu, mă, pe Ursus l-am pus la semănat. Nu, eu nu înțeleg de ce a rămas el blocat acolo. Așa, pe Ursus l-am pus aici să pună niște tabac. Așa. Ce faci, mă, tataie, mă?
ce face el aici? Uite, dă, pornim noi girofare, tot avare aici, că ăsta... Ce șofer ești, mă? De acolo lumea strâns paiele ca lumea. Ce face ăsta? Hai, că îndată e plin. Așa. No, ursus va termina aici de pus tabacul, din câte văd eu. Hai să vedem noi. Așa, da, uite ce trebuie să ne uităm așa, e tabacul. Să mai are un pic și termină de pus tabac, da. După tabac, cred că va trebui să dăm o arătură. Așa că vom avea nevoie iarăși de mai mult timp de așteptat. Așa, se pare că ăsta cu paiele s-a încărcat. Oh, tataie, tataie, ce-mi faci tu mie? Hai, dacă tot s-a încărcat, hai să mergem cu paiele la țarcul de căluți. Acolo, la Hergelie, pentru că vom avea nevoie la căluți de paie. Și dacă tot mergem acolo să luăm mașina pentru acea mașinărie pentru adus cai, hai mă să luăm, să mergem cu tractorul încolo și să nu mergem cu golul. Zic, să nu mai luăm la fugă pe degeaba așa. Ok, să o luăm așa pe marginea terenului nostru, pe aici. Nu e al nostru, e închiriat, dar ne aduce niște bani frumoși. Dacă ne aduce un 300.000 de euro zilnic, fraților, eu nu am ce să mai zic. Eu sunt foarte mulțumit. Plătesc 3.000 de euro pe el pe zi și eu câștig 300.000 de euro pe zi. Oi, oi, oi. Deci asta da afacere. Nu pe zi, cred că la... Da, eu plătesc 3.000 pe zi, dar eu scot banii undeva la 2 zile, nu pe zi. Așa, ia hai să facem noi drept stânga. Așa, să mergem la... aici la țarc. Și cred că va trebui să mă opresc afară pentru că... am lăsat în auto mașina de... acea... cum să zic, nu știu. Acea mașinuță, mașinărie... Hai să parcăm noi un picuț mai în față, pe aici, pe undeva. Ia să văd, am parcat oare cât de cât? Hai să o lăsăm așa. Așa. Hai că eu fac o mică pauză aici și ne vedem când vin cu ultimul căluț pe care i-am cumpărat. Până atunci vor trece câteva secunde. O milisecundă. Da, am revenit aici cu... Am revenit aici în filmare, dar am venit cu ultimul căluț pe care îl putem și noi aduce la fermă. Avem 16 căluți în momentul de față. Și eu le-am pus niște paie mai devreme, le-am dat niște apă. Dar hai să deschidem, hai să parcăm noi mașinuța asta aici în garaj. Să dăm așa cu spatele. Am uitat că mașina asta când ai cu spatele merge de zici că stai pe loc. Și acolo, mamă, îmi put țarcul de căluți, mă. Hai, ia, 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 ia. Vom face niște bonus și pe ei. Hai, gălăgioasă mai ești. Trebuie să deschidem ușa asta. Să scoatem de aici imediat camionul, dar înainte de a scoate camionul, hai să vedem noi acum cum avem. Da, le-am dat apă și paie, dar se pare că de atunci de când le-am dat, eu trebuie să le mai... Am adus niște căluți, așa că trebuie să le mai adaug un picuț. Așa, hai să dăm și de aici. Un pic de apă. Se pare că paiele sunt full, da? Paiele full, apa le crește. Acum le mai trebuie fân și ovăz. În privința asta, noi mergem acum la fermă și vom duce aceste paie. După care vom veni cu... sau, ba nu. Nu vom merge la fermă cu tractorul ăsta. Hai să-l parchez aici, pe lateralul ăsta, un picuț. Pentru că mă voi duce cu ăsta. Cu ăsta mă voi duce la fermă. Dar... voi descărca prima dată niște ovăz aici. Ia să vedem noi, oare putem să-i dăm să descarce pe dreapta? Ia, am dat să descarce pe dreapta.
Acum, hai să dăm... să le dăm la căluți niște ovăz. Ia să vedem noi cât ovăz le trebuie. Cred că trebuia să mai facem o cultură de ovăz. Pentru că noi am făcut doar 40 de tone de ovăz. 42, aproape 43 de tone. Și... nu prea avem ovăz. Ok, vom mai face o cultură de ovăz. Asta e. Acum am pus tabac, dar... după tabac vom face iarăși ovăz. Ce se face? Asta e. Nu? Așa e, hai să acum... mergem la fermă. Nu m-am asigurat, am zis că hai să o iau așa un picuț. Și la fermă noi avem acolo în siloz. Asta e camionul ăla care prinde viteză mare și fuge de noi, nu-ți vine să crezi. Frână, mă. Vine curbă, vine curbă. Și noi mergem mai mult pe contrasens decât pe sensul normal. Hai deschide bariera. Că vine... vine eu la fermă. Mă, dar e gălăgios și camionul ăsta, mă. Tractorul ăla care l-am luat acum și... mergem prin fermă cu aproape 80 la oră. Așa, de aici trebuie să luăm niște fân. Pentru că vom avea nevoie de fân. Ok. Nu grâu, nu ors, nu ovăz. După cum vedeți, ovăz mai avem un camion, 22 de tone jumătate. Hai să mergem mai departe la... avem aici paie, nu fân. Și la fân nu prea avem aici, mi se pare că... da, trebuie să vedem ceva. Mai avem încă 4 tone. Lăsați că după următoarea cultură vom face foarte mult fân. Nu prea vom avea niciun câștig pentru că... na, noi câștigul nostru îl vom lua din silici. Noi câștigul facem mai mult din silici. Ăsta e adevărul. Dar de data aceasta vom face fân pentru că vom... avem nevoie la căluți. Avem nevoie la oi. A, și apropo de oi, m-am interesat și în cap maxim 80 de oi în țarcul de oi. Cum se zice, țarc la oi? Staul, țarc? Bă, nu știu cum se zice, dar țarc. Țarc de găini, garaj de porci, garaj de cai, de vite, garaj de oi? Nu. Cum se zice, mă? Cum se zice la... egal. Da, în cap maxim 80 și noi am cumpărat 70, așa că... s-au mai multit, au ajuns la... cât au ajuns? La 75. Găinile în cap maxim 100 și noi avem deja 97. Caii, din păcate, nu se înmulțesc. Așa vedem aici acum că ne crește și aici un picuț, dar se pare că și aici va trebui să mai ducem niște fân. Nu nicio problemă, vom face și mai mult fân să avem pentru viitor. Vom face, vom scoate de acolo foarte, foarte mulți baloți, vom face baloții și vom depozita undeva pe aici, îi voi aduce și voi vărsa cu acea mașinărie sau cum să zic așa, de acea remorcă de transportat baloții, îi voi aduce și voi aduce UTB-ul pentru că voi avea nevoie de UTB să-i descarc și să-i așez undeva, după care îi voi pune în, se pot... da, mă, acum va trebui, vezi, ne mai trebuie un tractor cu un încărcător frontal. Oare să folosesc, să nu mai vând case-ul? Hai să oprim un pic, să facem niște calcule. Deci ne mai trebuie un tractor cu un încărcător frontal, iar noi acum avem, hai să intrăm pe garaj. Acest tractor nu prea îl mai folosim, acum l-am pus eu să dea el acolo cu, să pună semănătoare, dar nu prea îl folosim, cred că îl vom vinde, chiar dacă luăm doar 8.000 de euro pe el. Nu prea face bani, nu prea facem cine știe ce cu el. Acest tractor e UTB-ul. Cu UTB-ul încărcăm paleții de lână și paleții de... cum se cheamă? De...
de ouă la fermă. Iar aici la ce avem nevoie? El nu are 3 puncte în față și aș avea nevoie și de 3 puncte în față aici. Atunci îl voi păstra pe case pentru aici la zona asta noastră, dar el are doar 285 de cai, deci asta e ceea ce... Așa, 285 de cai. Oare dacă îi pun... A, nu. Nu trebuie să intru aici pe el așa. Agrostarul e și el ieftin. A fost și el ieftin. Ne face foarte multă gălăgie. Are totuși căluți și el mulțeșori. Așa că îl mai păstrăm și agrostarul pentru că mai avem nevoie. Totuși mă uitam aici la niște tractoare. La mar mă uitam sau la ce mă uitam eu? Unde m-am uitat eu că am văzut un tractor care aș vrea să-l iau? Cred că despre ăsta este era vorba. De la 20 John Deere 7R serie. Cred că despre ăsta era vorba. Trelleborg, am zis că le iau pe Michelin. Ia să vedem, nu standard, nu duble. Late cu greutăți, astea îmi plac mie cel mai mult. Hai să dăm la un 150. Tuning power. A, nu, ăsta nu ne interesează. Terminal nou, terminal asta, văd că e ceva înăuntru. Design, standard, back fender. A, aici ne punem back fender, dacă vă uitați aici pe spate. Ceva la aripi. Aici, acum ne pune asta de atenție. Back fender și atenție, nu? Și standard, nu? Le luăm pe amândouă să fie acolo. Și configurare motorului dăm la maxim. Cu 352 de cai și vrem și un încărcător frontal. Și totalul este de 255.000. Nu avem acum bani, dar îi vom avea după ce vindem, după ce se va vinde, cum se cheamă ăsta, siliciu. Culoarea o las așa pentru că e culoare originală și când m-am mutat eu mai devreme, nu prea ai culori la alegere care să fie ceva frumos. Ce faci? Cauciuc, jante portocalii? Nici gândi așa ceva. Negru? Nici. Nici asta nu. Lăsăm pe galben. La design. M-am uitat la design, dar nu știu ce se schimbă când îi schimb culoarea designului. A, e asta de sus, de aici. De asta trebuie să-l lăsăm cum cel mai bine. Cu... Iasă foarte bine culoarea de la jante cu el. Și culoarea principală ce să-i dai? Negru? Nici gândi așa ceva. Portocaliu? Nu-mi place deloc. Verde închis? Nici asta nu-mi place. Așa că rămâne pe original așa cum e și da, când vom avea bani, ăsta acest voi da comandă la magazin să ne ducă un asemenea tractor. Da, cred că asta va fi în episodul următor, îl vom și vedea la noi la fermă. Și sper din toată inima să fie. Până data viitoare, eu v-am salutat, vom încheia acest episod aici, deja m-am lungit un pic cam mult. Iar până data viitoare, toate cele bune!